Salutare fraților, bine ați revenit la un nou episod de Truck Vlog. Astăzi am schimbat punctul în care filmăm, am pus camera pe scaunul celălalt și ne începem munca. Ia uite, iar uita colegul ăsta pe D. Dăm ok la mașinuță, punem tâmpenia asta aici. Colegul nu folosește centura. Chiar am filmat un Truck Vlog despre chestia asta ieri și îl voi pune, dar am zis că să continui povestea cu storytime-ul, să se poată lega povestea pe care am făcut-o cu permisul de această poveste pe care o voi face și vom vorbi despre atestate, cum am luat eu atestatele. Ca să ne asigurăm frumos. Ideea e că am încercat ieri să filmez tot aceeași poveste despre atestate, doar că am pus camera tot așa acolo și am uitat să aprind becul, frate, și nu se vedea mai nimic, adică era cam beznă totală. Vine ceva, nu vine nimic. Ne-am băgat. Astăzi avem cursă ușoară, suntem cu manul ăsta nou, frumos. Uite ce ridicat colegul volanul până la Dumnezeu și înapoi. Așa. De cu manul ăsta nou nouț, frumușel, aranjat, tătătă drăguț. Foarte jegos, dacă vrei să aflați. Eu cam zic chestia asta, că e curat sau murdar. Mașinuță nouă și are praful de 3 degete pe ea. Din fericire eu sunt șofer de schimb, așa că nu e mașina mea fixă, deci nu mă prea interesează să am grijă de ea. Bine, oricum, eu încurăț pe aici, volan oricum l-am spălat deja. Dau cu aerul și chestii din astea, am spăl pe aici bordul și strict zona unde am eu acces, unde sunt eu cel mai frecvent. Hai să ieșim și noi. Cați că vă întrebați de ce ies pe contrasens. Ies pe contrasens ca să nu agăț tăche bordurile și asta de pe partea dreaptă, pentru că sunt lung și e destul de îngust pe aici. Ei bine, astăzi am zis că vorbim despre atestate. Dacă ați urmărit Truck Vlog-ul anterior, am vorbit puțin despre ele acolo. Dacă nu ați urmărit Truck Vlog-ul anterior, vă invit să-l urmăriți și apoi să reveniți la acest clip ca să înțelegeți bine toată povestea. Ei bine, atestatele le-am făcut într-un oraș vecin și anume în orașul Târgu Jiu. Cred că e undeva pe la vreo 80 de kilometri distanță față de mine, Târgu Jiul, sau ceva de genul. 70-80 de kilometri. Oricum, am vorbit cu cineva din Târgu Jiu și mi-a făcut rost de niște pile, cum s-ar zice, în ghilimele. Mi-a pus el o pilă acolo să mă duc eu la o anumită școală de șoferi și să fac atestatele. Și bine, nu e nicio problemă. Ok, vedem cum iasă. Da, dacă la Petroșan n-am reușit să le fac pentru că era cretinul ăla și n-am mai vrut să stau să mă încurc cu altcineva tot de acolo de la mine din zonă, pentru că știam că se merge cu cioara vopsită foarte mult, am zis, bă, na, dacă ăsta tot are ceva, o pilă, o asta, zic, hai să încerc, poate e mai bine, poate e mai ok la ăștia. Zic, de ce nu? În fine, mă duc la școala de șoferi acolo, mă înscriu, tot frumos și mi-a spus să vin la legislație vreo 2-3 ore de legislație. Deci am făcut în total au fost vreo 6 sau 7 drumuri pe care le-am făcut până am finalizat toată treaba asta. Da, anyway, nu contează asta. De fapt contează un pic pentru că am pierdut ceva bani pe drumuri. Târgu Jiu, Petroșani, Petroșani, Târgu Jiu, bine, Vulcan. Da, mai punem 10 km la socoteală. Deci da, au fost câțiva bani și acolo la drumuri, pentru că na, 200-300 de lei s-au dus și pe drumuri, plus mâncare, tâmpenii ce am mai făcut prin Târgu Jiu pe acolo. Să zicem că am ajuns la vreo 5-600 de lei pe suma asta, doar pe drumurile astea, du-te vino, du-te vino. În fine, m-am înscris la școală și de la școala de șoferi am primit o carte acasă din care puteam eu să învăț. Mi s-a recomandat să fac și teste pe internet pentru a testa și așa mai departe. Ok, am făcut eu ceva teste, ce am făcut în carte acolo aveai și întrebări și răspunsuri, ceea ce era destul de ok. Și m-am axat în așa fel încât să fac teste zilnic, pentru că la atestat eu am dat
examen pe calculator și pe hârtie. Deci au fost două examene, cum ar veni, teoretice, să zicem așa. Nu știu de ce au fost așa, de ce au optat cei de la școala de șoferi pentru chestia asta, dar nu știu dacă și în altă parte se face la fel, pentru că eu nu m-am mai interesat de chestia asta și după ce m-am văzut cu atestatele în mână, m-am dus la muncă, am plecat, nu m-am mai interesat, să zic așa. În fine, după primele două ore de legislație, care mi se da, la a treia oră, am făcut 4 ore de legislație și de 2 ore am fost la examene, cum ar veni. La a patra oră, cum ar veni, de legislație, vine doamna acolo, noi eram 27 de elevi în toată sala, printre care mai erau nu doar pentru a testa CPI, erau și pentru manager de transport, dispecerat, chestii din astea. Și au venit la noi doamna asta care avea școala de șoferi și ne-a propus ca pentru suma de 300 de lei să ne dea un fel de catalog în care aveam absolut toate întrebările explicate corect. Deci erau răspunsurile corecte la întrebările pe care le aveai la teste, dar și explicate. Păi și am stat așa și m-am gândit, zic, 300 de lei, zic, hai, doamne, sun pe tovarășul ăsta meu, pac, pac, ăsta sună înapoi. De la 300 de lei am reușit să iau cartea la 150 de lei. Cu totul că consider eu că n-aveam nevoie de așa ceva. Uite ce cretin e ăsta, vezi? Aici e o bandă care face la stânga. Abia de aici se putea el băga pe a doua bandă. El m-a depășit pe acolo, s-a dus pe banda de stânga și m-a intrat în fața mea. Bravo, boss, ești deștept. Da, în fine. Și na, am luat cartea cu 150 de lei. Asta nu ce am mai stat, am mai făcut în ziua aia tot așa teste la greu și ziua următoare trebuia să venim la examenul teoretic. Ok, țin să vă menționez că am plătit 450 de lei pentru atestatul de marfă generală CPI, atestat cu care orice fel de marfă, bine, aproape orice fel de marfă, nu a gabaritice, nu a ADR și chestii de astea, mărfuri generale, pentru că așa pentru asta se numește. Și mi-am mai făcut ofertă gen să mai dau încă 50 de lei și să fac și atestatul de mărfuri gabaritice. Bă, pentru 50 de lei să mai un atestat în plus, e ok, de ce nu? Hai să-l fac și pe ăsta. Și am făcut și atestatul de agabaritic. Dar vă zic sincer, la atestatul de agabaritic n-am făcut absolut nimic, doar am plătit și l-am primit. Deci aia a fost toată treaba. Practic am dat 500 de lei plus încă 150 de lei, 650 de lei pentru atestat CPI și agabaritic. Plus cartea aia tâmpită cu toate întrebările corecte. Hey, doamna aia ne-a zis în ziua în care ne-au dat cărțile, pentru că n-am mai zis, a doua zi aveam examenul, zis că putem să copiem, că nu-i nicio problemă, zis că luați-vă cărțile astea cu voi, că de-aia vi le-am și vândut, în cazul în care nu vă descurcați, puteți să vă mai inspirați din ele și așa, dar cu simț, spune ea. Ok, nu-i nicio problemă. Când am auzit, îți dai seama, zic, bă, zic, gata, zic, clar, zic, examenele astea sunt luate 100%, n-avem niciun stres. Mă împrietenisem bine cu un românaș acolo, discutam cu ăla, făceam teste amândoi, ne-am făcut fițuici, mi-am făcut poze pe telefon, zic, bă, mie mi-e mai lejer cu telefonul, zic, fac poze pe telefon, ca să fie bine, să nu fie rău. Și a doua zi vine ziua examenului, la ora 7 am fost în Târgu Jiu, până am băut cafele, până s-a luat masa, că făcuse răia cheta acolo pentru masă, am mai dat încă 50 de lei pentru examinatorii care veneau acolo, că na, face masă, să nebunii, să... Am ajuns deja la suma de 700 de lei. Pe lângă drumuri, deci pe lângă drumurile pe care le-am mai făcut eu, da? Fără banii de motorină, cum s-ar zice. Și cheltuieli aferente. Bun, începe examenul pe undeva pe la ora 10. Eram toată lumea în sală, 27 de persoane. Prima oară trebuia să dăm examen pe calculator, după care mergea în spatele clasei, ca să vă imaginați, era o sală așa lungă și în spatele sălii acelea erau bănci unde din nou te dai un alt test pe foaie. Aveai acolo mai multe chestii, pentru că pe calculator erau răspunsuri, adică erau, da, trebuia să alegi răspunsul exact ca la școala de șoferi, trei variante de răspuns, iar pe foaie te punea să dai și exemple, cum se arimează marfa, ce se întâmplă în cazul în care îți ia foc mașina, cum faci, o asigur, trebuia să dai tu niște exemple, să
scrii tu pe foaie ce ai face tu în cazul în care. Ceva de genul. Dar, ca să știi chestiile astea, trebuia să fi fost la legislație, trebuia să fii citit din cartea handicapată, din toate tăpăile, trebuia să te fi informat puțin ca să poți totuși să faci totul ca la carte, cum se zice. În fine, îți dai seama, vine examenul, eu nu mi-am mai luat foile după mine pentru că aveam deja telefonul, cum am zis, mi-am făcut poze pe telefon. Deci am vrut să copiez, nu o să mă pe mine acum să zic, băi, că n-am vrut să fac asta, că eu am învățat, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu, am vrut, le-am avut acolo, am zis, băi, în cazul în care chiar nu mă descurc sau ceva, să am o portiță, să pot să trag de ceva. Și începe examenul, ne ducem la calculator, toată lumea termine la calculator, după care toată lumea trece în spate. La calculator a fost totul ok, fără nicio problemă, am făcut totul perfect, pac, pac, pac. Trecem în spate și ne apucăm de scris. Cam după 10 minute, după ce am început să scriem, deci examenul era început de la ora 10, undeva pe la 10.30, 10.40, cam așa, deja eram toată lumea în spate și pus în bănci, să zic așa. Ne-au fost împărțite foile de examen, fiecare pentru ce avea, pentru că v-am zis, erau și oameni care dădeau pentru manager de transport, deci era altfel de examen ce aveau ei pe foaia acolo. Cam la 10 minute după ce i-am pus pe scris, îți dai seama, aveam telefonul deschis, m-am uitat un pic pe el, m-am inspirat un pic, n-am avut nicio treabă. Bate cineva la ușă, bat femeia, tantia asta deschide, intră o altă doamnă cu doi polițiști. Bună ziua, doamna Cutărescu de la autoritatea rutieră, pac, pac, control de rutină în cadrul examenului dumneavoastră. Ce vorbești, frate? Când a zis aia control de rutină, pur și simplu am fost cu una pe telefon, pac, l-am închis instant și l-am și întors cu fața în jos. Am scris ce am scris pe acolo, pac, 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 femeia a început să se plimbe printre bănci. Din 27 de oameni, am fost doar 10 care am absolvit, să zic așa, am luat examenul, pentru că pe foarte mulți au prins cu foile aceea la ei. Mulți de aveau un bănci puse sau fițuică pe masă și nebunite astea. A fost norocul meu cel mai mare că am făcut pozele alea și le-am avut pe telefon. Când a ajuns la mine la masă, m-a întrebat că ce-i cu telefonul ăsta și zic, e stins, puteți să vă uitați la el. S-a uitat la telefon, m-a întors, mi-a controlat banca, absolut nimic. Ok. Examenul a continuat cât femeia aia a stat printre noi pe acolo și a făcut o linie așa la toți la care a găsit câte ceva. Deci la care a găsit fițuici și nebunii, câte o linie pe foaia de examinare. Am ieșit toți acolo în față și da, mi-o strigat pe toți pentru că ați încercat să copiați și așa mai departe. Sunt atâtea persoane care nu au trecut examenul și trebuie să dea din nou examenul și să plătească o taxă de examen de 100 de lei. Bă, ești nebun la cap, zic. Eu eram deja căcatăt, zic, bă, sper că am trecut, zic. Doamne ferți, nu mă prins cu nimica. Spre uimirea mea și spre fericirea mea, am fost 6 oameni de la atestatul de CPI care au trecut și 4 oameni de la manager de transport care la fel au trecut. Restul de 17 persoane care nu au trecut, îți dai seama că noi am fost admiși, pac, 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 acolo am dat semnătura, am plecat, ne-o și dat afară, n-am mai stat, iar ceilalți au intrat într-o altă cameră cu doamna examinator și cu polițiștii a doi. Ce s-a întâmplat acolo, nu mai știu, n-am ce informații să vă dau pentru că n-am mai stat să mai vorbesc cu cineva care a intrat acolo sau ceva, pur și simplu mi-am văzut de treabă și am plecat acasă, dar cred eu că a fost o altă manevră de manipulare, să zic așa, prin care să mai facă ceva bani. Ce-o fi zis, băi, ați picat, nu știu ce, hai, dați nu știu cât și treceți și mergeți mai departe. Și așa am luat eu atestatele. Asta a fost povestea mea de la atestate. Pur și simplu a fost mai rău ca la Petroșani. Nu s-a umblat cu cioara vopsită așa pe NV, a fost drept pe față, frate. Deci era direct pe față. Vrei să treci? Dai atât. Nu vrei să treci? Du-te acasă, mai vii altă dată. Am vorbit cu tovarășul ăsta meu, el știa de ce se întâmplă acolo, știa toate nebuniile. Și o zic că, bă, lasă, bine că le-ai luat și așa mai departe.
Ca să trag o paranteză, să zic că și atestatele în mod normal trebuia să mă ajungă undeva la 500 de lei maxim. Chestia e că după ce am dat sala, cum se zice, trebuia să dăm și oraș. La oraș, ca să vă zic așa, a fost, cred că, la o săptămână după ce am absolvit toată treaba asta, la oraș am fost singur în sală, absolut singur, când am ajuns eu acolo, tot așa la 7 dimineața venisem, eram doar eu și femeia aia, mi-a dat o foaie pe care am semnat-o și mi-a zis felicitări, aia testat. Și zic, ok, dar unde-i proba practică, zic, trebuia să facem o probă practică ceva, din câte am înțeles. Trebuia să ne arate anumite lucruri, cum se folosește un extintor, cum se folosesc chingile, cum se arimează o marfă, cum se pune o chingă peste marfă, mai multe chestii mă gândesc eu când am. Trebuia să te învețe să stingi un foc, să nu știu ce, în cazul în care ți-a foc marfa sau... Sunt mai multe chestii pe care ar trebui să le înveți. Pentru că am făcut aici un atestat, am făcut atestatul ADR aici în Austria și a fost o experiență super tare. Dacă vreți să facem un story time și cu atestatul de ADR, lăsați-mi chestia asta în comentarii, lăsați răspunsul vostru în comentarii și cu siguranță o să facem și o poveste pentru atestatul de ADR. Ce aveți de învățat din story time-ul ăsta? La fel cum am spus și la vlogul anterior, fiți foarte atenți unde mergeți și ce faceți. Eu dacă aș mai fi acum, în momentul acesta, să mai dau din nou atestatele sau să fiu la început să dau atestatele și cu mentalitatea pe care o am acum, cu siguranță n-aș fi acceptat absolut nimic, aș fi anunțat poliția sau ceva de genul, dacă mi s-ar fi cerut bani așa la mișto aiurea, aș fi făcut ceva, aș fi luat o măsură, n-aș fi stat așa de izbeliște. Atunci, fiind copil, având doar 18 ani, vă dați seama că aveam 19 de fapt când am dat atestatele. Dar vă dați seama oricum că a fost nașpa, adică frate, tot așa pe față, băi, dai atât, treci, știi, vine examenul, trebuie să dai 50 de lei. Că na, trebuie să mânce examinatorii, dar de lângă gura măsii pe examinator, că are salar, are tot ce gura mamii lui vrea. De unde să-i mai dau și încă 50 de lei pentru chestia asta? Că vor ei să mănânce, doamne ferică, se face chetă, se ia de mâncare pentru examinator. Na. Trebuie să-i mai dau la ăsta și de mâncare când dă atestat. Cred că să fie examinator în România e bine, cred că e bine, cred că se trăiește boierește, dacă nu e așa. Da, în fine. Și cam asta a fost povestea mea de la atestate. Cam asta a fost experiența, să zic, o experiență nu foarte plăcută, foarte mulți nervi, drumuri, bani cheltuiți și, cum să zic, te simțeai așa călcat în picioare, luat la mișto pentru niște chestii. Absolut normal, adică mergi să dai un atestat, dai un examen teoretic și practic, ți-ai luat atestatul și ai plecat. Dar în România se pare că nu funcționează așa, e total alt. În povestea cu ADR-ul o să vedeți cât de diferit este să faci un atestat aici, în Austria, și cât de diferit este să faci un atestat în România. Mâine o să facem un alt track vlog pe această temă despre, o să vă povestesc despre atestatul ADR și diferența dintre Austria și România când vine vorba de un examen. Însă, să nu credeți că aici nu se merge cu cioara vopsită, pentru că se merge și aici, dar se merge cu simț și total altfel. Dacă vreți să povestim toate lucrurile astea, cum am mai zis, lăsați-mi părerea voastră în comentarii, dați un like, un share dacă v-a plăcut acest clip. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și mă susțineți așa cum puteți, un like, un dislike, un share, cu tot ce vrea inima voastră. Eu mă simt bine să văd că voi sunteți acolo și nu fac vlogurile astea pentru mine doar. Și mă bucur că vă uitați la ele. Chiar se vede chestia asta și vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea pe care mi-o oferiți. Cam asta, dragilor, cu storytime-ul ăsta. Ne oprim aici. Eu am de pedalat toată noaptea. Cred că până pe la 3-4 dimineața, e ora 6:20 acum aici. Cam asta e, dragilor, eu sunt Ursu, vă urez drumuri bune și numai bine. Pa, pa! Skin the color of bark, clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark, my friend got clean, then no deed, life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm.
scar, but I left my mark. My friend got clean, then OD'd. Life is just that dark, but life is just that bright. And when the sunset shines, I seen the graph he writes. I'm back tonight with a sack to light. In honor of the past, I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in a barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, Cuddy.